EFA, avem șanse 50%, anunță Borcea, corectat de un Cornel Dinu mai optimist cu 10%. Cei doi sunt contraziși de Rednic. Benfica are prima șansă. Avem șanse 50-50%. La nivelul ăsta, după părerea mea, nu există favorită. Eu cred că șansele sunt pe undeva un 60% cu 40% în favoarea Benfica, datorită faptului în special că Benfica este în plină competiție. Avantaj că noi jucăm primul meci acasă și o să fie frig pentru ei, dar în rest zic că e o prima șansă. Didn't lost home. There's always a first time. I don't know if Benfica is favorite. It's difficult in football. Benfica a fost piața rea pentru Craiova Maxima, apoi pentru Steaua în drumul acesteia spre a treia finală a Cupei Campionilor. Dacă Dinamo ia 6 puncte cu Benfica, România trece peste Portugalia în clasamentul coeficienților UEFA. Cea mai titrată echipă din Portugalia, Benfica, stă de un deceniu în umbra marii rivale FC Porto. Un singur titlu în ultimii 10 ani, timp în care cei din Porto au confiscat aproape toate trofeele interne și s-au impus și în Europa. În acest sezon, trupa lui Fernando Santos a ieșit pe locul 3 în Liga Campionilor într-o grupă cu Manchester, Celtic și Copenhaga, fiind trimisă în UEFA la mare luptă în ultima etapă de englezi. În campionat, Benfica e la 11 puncte de liderul Porto și trăiește din golurile celor 3 atacanți de clasă, Nuno Gomes și Mauro Sabrosa și italianul Micoli. Acum 7 sezoane, Benfica a eliminat Dinamo în primul tur al Cupei UEFA. Bucureștenii, antrenați atunci de Cornel Dinu, au câștigat la Lisabona cu 1-0 prin golul lui Năstase, însă au fost învinși acasă cu 2-0 în retur, meci jucat pe stadionul Cotroceni. Se strică prietenia. Mircea Lucescu e supărat foc pe Copos.